Proiectul de hotărâre care prevede demolarea 159 de garaje din cartierul Păcii și construirea de locuri de parcare în locul lor nu a trecut nici astăzi de votul consilierilor. De fapt, de data asta, nici măcar nu a mai ajuns să fie supus votului, pentru că a fost retras de pe ordinea de zi. La ședința de Consiliul Local de azi au participat și mai mulți zelăoani din cartierul Păcii, nemulțumiți că primăria vrea să-i lase fără garaje. La solicitarea consilierului Vasile Drăban, primarul Radu Căpâlnașiu a oferit o explicație pentru retragerea proiectului. Discuțiile care s-au purtat erau tocmai vis-a-vis de faptul că ar putea fi interpretate aceste analize ca fiind păstrate unele garaje pe tot felul de relații. Asta este discuția care s-a purtat. S-au mai făcut deplasări în teren și de către consilieri, s-au vizualizat situațiile, știm că sunt amplasate garaje pe canalizări, pe cabluri de curent, pe iluminat public și care n-au permis chiar intervenția pentru... fizic nu se putea interveni pe aceste rețele datorită construcției acestor garaje, plus aspectul lor care nu concordă cu ceea ce ne dorim să facem practic acolo, însemnând amenajarea parcărilor, a spațiilor verzi, a celorlalte lucrări de care spuneam anterior. Cetățenii din cartierul Păcii, prezenți la ședință, și-au expus și ei punctele de vedere. Este acolo un dezastru. Nu mai fie în loc. De ce nu se pot acolo amenajat? Dar și acolo se amenajează. Acum, noi doream să începem acest lucru. Dar de ani de zile nu se face nimic. De asta, nu se face domnule, ați venit de la gara până în gara. Da, am venit. Și ce ziceți? Cum e? Noi cerem să veniți cu o propunere, să le renovăm noi. Sau dacă nu să ne le renovați dumneavoastră, să ne le dați înapoi, că avem autorizație. Nu ne înțelegem. Vă rog. Eu să știți că surci am de campare. Deci am un probleme, da? Nu problemă, dar să vorbim pe rând. Pe rând, dar vreau să vorbesc. Domnilor, și-am dat bani pe garaje, acum deci, noi rămânem cu bani. Deci, asigură parcă? Deci, 20 de familii, 10 terenuri de spate. Mai sunt încă 10 familii. Unde mă duc? Nu, dar sunt locuri de parcare ca alea acum, libere. Trebuia să și le ocupe. Cine vrea să din Păcii să și ocupe locurile? Sunt locuri libere. Domnul primar, să le facem noi, domnul primar. Pentru că ele să le modernizăm noi. Pentru că ele sunt și să puneți un standard. Pentru că ele sunt făcute pe rețele. Pentru că au fost să facem un standard, ne puneți un standard, să le facem exact cum zice dumneavoastră. Nu să le demolați. Unde este părăcie? Noi rămânem fără bani. Nu mă împic. Pădicul lui Ceaușescu, am avut această casă, dacă vreți să vedeți mai de-aproape, și grădină, vis-a-vis de fesul giratorul de la Bancor. S-a făcut un singur bloc, ultimul. În spatele acelui bloc sunt patru garaje pe grădina mea. Eu n-am primit altă grădină sau loc pentru garaj. Eu am cumpărat garajul aici, am tot urmărat din el. Nu-mi convine ca să fiu iară demolat, că după un an jumate, după ce m-a demolat casa, s-a îmbolnăvit soția și a murit. Domnul, cred că știe. De demolat galanță. Deci, și după aia eu am primit un stres, de am și diabet, am și proceză, și acum ce se fac? Unde mă duc? La anii ăștia. Vedeți, tot nu-i regulă. Am gândit că am scăpat de Ceaușescu, dar el măcar a făcut locuința la toată lumea. Nu le-a făcut locuința la toată lumea, dacă o stricați. Domnul, eu cred că Ovidiu Băsescu acum. Nu se poate, domnule. Chiar la Evigen Halul ăsta am ajuns. Deci, tot dumneavoastră, dacă mă lăsați să răspund, dacă vorbește toată lumea, nu mai înțelegeți. Suntem vis-a-vis de căminul din Păcii. Așa, dacă se strică acolo, ce se întâmplă, care cum aruncă încă în curtea căminului peste copii? Cetre și altceva. După toate discuțiile create, s-a decis scoaterea proiectului de pe ordinea de zi și repunerea lui în discuție în următoarea ședință de Consiliul Local, după ce o comisie de urbanism se va deplasa la fața locului pentru a inventaria toate doleanțele locuitorilor din zonă. Același proiect de hotărâre s-a mai aflat odată pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local de la începutul lunii aprilie, când a fost respins. Consilierii municipali ai PSD și PLR au reușit atunci să împiedice adoptarea unor hotărâri pe fondul absenței a trei consilieri liberali.